Bine v-am găsit! Vom găti o tocăniță de ciuperci de post. Pentru început, o ceapă mare o tăiem mărunt. Continuăm cu un ardei roșu, pe care de asemenea îl tăiem mărunt. Ciupercile, dacă sunt foarte mari, le tăiem în 4, în 5. Dacă sunt mici, în 2. Punem într-o tigaie puțin ulei de măsline. Lăsăm să se încingă și adăugăm ceapa și ardeiul la călit. Punem puțină sare și lăsăm la călit câteva minute. Amestecăm din când în când pentru a nu arde ceapa. Adăugăm niște fulgi de ardei iute. Adăugăm 50 de mililitri de apă și lăsăm să fiarbă până se înmoaie ceapa. Ultima amestecăm din când în când. Punem ciupercile la gătit și le lăsăm 10 minute. Amestecăm. După ce ciupercile s-au gătit, adăugăm roșiile în suc propriu. Și mai lăsăm la fiert pentru aproximativ 5 minute. La final adăugăm și 2 lingurițe de boia dulce. Lăsăm 5 minute la foc mic. Și tocănița este gata. Putem servi tocănița cu cartof natur sau mămăligă. Poftă bună! Ne vedem data viitoare. Până atunci, dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să dați like și să vă abonați.